Stimați ascultători ai radioului TV Oltenița, iată, avem un invitat special. Suntem în sala primăriei Oltenița și se ține aici un curs informativ legat de copii mici de la 0 la 3 ani și care, într-adevăr, sunt incluși într-un program al organizațiilor non-guvernamentale, al asociațiilor care au acest profil. Avem aici pe formatorul de astăzi, domnul Costel Bercuș. Costel Bercuș, care a venit, am înțeles, de la Alba Iulia. Noi suntem organizația din București, dar am avut întâlniri și la Alba Iulia, și la Cluj, și la Iași, și la Deva, Slatina, și astăzi suntem la Oltenița. Da, Oltenița, deci este în vizorul dumneavoastră începând de astăzi. Spuneți-mi, cu ce gânduri ați venit în orașul nostru, care e un oraș dunărean și mititel din punct de vedere al populației? Ei, tocmai cu acest gând am venit de a cunoaște oamenii care sunt cointeresați de domeniul educației, educației timpurii a copiilor, și am ținut să venim în acest oraș tocmai prin faptul că uneori orașele de reședință de județ sunt mult mai favorizate în implicarea în diferite activități și astfel de dialoguri. Și am zis că de data aceasta Oltenița ne oferă un bun prilej de a aduce oameni din mediul rural, din mediul urban, la aceeași masă să discutăm de un subiect care ne interesează pe toți, și anume educația copiilor de la vârste foarte mici. Dialogul de astăzi presupune tocmai o consultare cu privire la problemele care există în acest sector și soluțiile, posibilele soluții care să fie cuprinse într-o viitoare politică publică pe care guvernul sau guvernanții ar trebui să o îmbunătățească. Da, unul dintre colegii dumneavoastră ne-a făcut chiar un mic speech, să zicem, în legătură cu aceste politici publice, care nu sunt același lucru cu politica propriu-zisă. Ce ați înțelege dumneavoastră prin această politică publică? Politica publică este cea care emană din voința oamenilor, din dialogul dintre tripartiți, din dialogul instituțiilor cu sectorul civic, cu reprezentanții sindicatelor, patronatelor. Aceste consultări, tocmai asta trebuie să rezulte, voința diferiților actori de a face împreună ca lucrurile pe care trebuie să funcționeze în interesul public, în interesul societății, să fie aduse într-o manieră cât mai participativă. Iar noi asta încercăm să facem prin maratonul de consultări care l-am avut la nivel regional, național, să culegem opiniile cât mai multor actori, atât din partea sindicatelor, din partea patronatelor, din partea organizațiilor non-guvernamentale și din partea reprezentanților autorității publice, fie că este de la nivel local sau fie că este de la nivel județean. Toți împreună și-au exprimat diferite opinii privire la provocările care există în sectorul acesta, educația timpurie a copilului, dezvoltarea acestuia la vârste de 0-3 ani, și care sunt soluțiile care, cele mai eficiente care ar trebui adoptate de către guvernanți. De aceea s-a semnalat că, într-adevăr, în județul Călăraș lipsesc aceste creșe, care sunt necesare, mai ales pentru că mulți părinți lucrează, n-au cu cine să-și lase copiii, deci aceste unități preșcolare sau antrepreșcolare ar trebui să fie în fiecare oraș, în fiecare reședință de județ. Din păcate, numai o singură creșă există la Călăraș. Oltenița nu are așa ceva. Cine credeți că trebuie să ocupe de aceste creșe? Primăriile sau alte organisme? În primul rând, în România, în ultimii 15-20 de ani, sistemul care a existat cândva, sistemul de îngrijire și dezvoltare a copilului, nu mai există. De exemplu, la nivelul anilor 1993, în România funcționau peste 800 și ceva de creșe, iar la nivelul anului 2015, doar 200 și aproximativ 300 de creșe mai erau în funcțiune, la nivel național vorbind acum. Din nefericire, la nivelul județului Călăraș există o singură creșă, cea care este în orașul Călăraș. Așa cum a spus și dumneavoastră, în Oltenița nu există, ceea ce duce la faptul ca foarte mulți părinți, în special mame, să se afle în imposibilitatea de a se reintegra pe piața muncii, datorită lipsei acestor servicii. Cu referire la cine ar trebui să facă și cum ar trebui să facă, tocmai asta încercăm să aflăm care sunt cele mai eficiente soluții. Din punctul nostru de vedere, ce vă putem spune, nu neapărat ca o concluzie a acestor consultări,
dar a apărut deseori ca și propunere făcută de diferiți participanți, este că autoritățile locale ar trebui și trebuie să se implice mult mai mult, pentru că este în interesul comunităților locale să ofere aceste servicii, fiind un serviciu public de îngrijire și de dezvoltare a copilului. Din nefericire, lipsa financiară și această confuzie, toți suntem responsabili, dar nu răspunde nimeni, inclusiv din punct de vedere financiar. Deci canalele prin care ar trebui să alimenteze finanțarea pentru dezvoltarea sau reînființarea și dezvoltarea acestui sistem de îngrijire și dezvoltare, ar trebui să fie redefinit. Și ar trebui să existe, în primul și în primul rând, o voință politică pentru a face acest lucru, să se depolitizeze în special sistemul și actual și cel viitor, de să nu se pună sub o umbrelă politică, să fie mai degrabă în interesul cetățenilor, a tuturor cetățenilor, mai ales că România se confruntă cu o problemă destul de gravă, și anume probleme legate de natalitate, probleme demografice, iar prin oferirea acestor servicii nu se va face decât să încurajeze tinerile familii să poată să facă copii și să reintegreze pe piața muncii atunci când timpul și dorința de a o face le permite. Și mă gândesc că la aceste creșe care se vor înființa, vor trebui într-adevăr să fie aduși oameni de specialitate, un personal, deci infirmiere, cadre medicale, psihopedagogi, logopezi, deci o sumedenie de specialiști care trebuie și ei plătiți din ce fonduri. Acum, vedeți dumneavoastră, România are paradoxul acesta. Suntem o țară bogată, dar ne lipsesc fonduri. Eu zic că bani sunt, numai că problema cu care ne confruntăm nu îi cheltuim eficient. Sigur că investiția în educație este o investiție pe termen lung. Atunci beneficiile din această investiție, ele vor apărea tot în, nu știu, 5, 10, 15 ani, 20 de ani. România are nevoie de o Românie educată, de o populație care să fie formată și din punct de vedere educațional și din punct de vedere profesional, o populație activă. Dacă nu o facem acum, probabil că criza resurselor umane și formării profesionale și a populației active în domeniul muncii va fi mult mai dureroasă în 10 sau 15 ani. Vă mulțumesc pentru acest scurt interviu și sperăm că acest curs pe care l-ați ținut astăzi la Oltenia să aibă într-adevăr roadele scontate. Și noi mulțumim.